Hei, salutare, prieteni! Eu sunt Xbreaker, iată ne la un nou episod de RPS 2016, Update-ul 2, după cum bine știți. Dacă vă doriți în continuare episoade de RPS 2016, haideți să vedem dacă putem să trecem de 150 de like-uri. Asta înseamnă că vă doriți, eu m-am gândit la un mic transfer. Vom încerca, știu, adică cineva m-a informat că Iancu ar fi liber de contract. Haideți să vedem dacă așa este. Iancu nu, este la Willem 2, nu este liber de contract, așa că nu putem să-l transferăm pe Iancu. După cum bine vedeți, mi s-a spus că ar fi liber de contract și că aș putea să-l iau. Doamne, ce l-aș da pe Iliev ca să-l iau pe Nistor? Nici nu vă imaginați. Dar fiți atenți, dacă-l dau pe Dumitraș fără puțin, fără 50-60 de mii de euro, nu reușesc să-l cumpăr. Noi avem partidă cu Pandurii Târgu Jiu, o partidă importantă pe Municipal Severin. Craiova trebuie neapărat să câștige. Vine după o înfrângere la Iași, asta nu e bine. Și trebuie neapărat să câștigăm. Nu o să cedez nicio secundă. Craiova trebuie să renască. Cum spuneam, renaștem împreună alături de CSU Craiova. Olguța, sper să vină cu cașcavalul puternic să reușim să intrăm în cupele europene sezonul viitor. Iată Pandurii și Craiova pregătiți, ambele echipe pregătite de partidă. Începe Slatina, a fost învinsă de Steaua, după cum ați văzut în episodul de FIFA România. Să vedem dacă Craiova va reuși să învingă pe Pandurii Târgu Jiu. Dumitraș, pasă bună pentru Neagu, avansează Neagu, îi poate pasa lui Neira. Nu-l urmărește nimeni pe Neira. Oh, jucători. Mațon avansează. Haide, Ivan poate centra. Să vedem dacă o va face Ivan. Vine cu centrarea Neira, lovitură de cap. Mare! Ocazie mare pentru CSU Craiova de a marca. Drăduțe, pasă pentru Ciucur. Ciucur poate și el să centreze. Să vedem Ciucur, iată ce bine se descurcă Pandurii și când blocaj, o respingem, dar faza nu s-a terminat, e 1-0. Răduț se marchează pentru Pandurii Târgu Jiu. Ce eroare facem, Doamne! Doamne, ce eroare facem! Și iată, Pandurii deschide scorul după ce noi am ratat senzațional. Răduț este cel care marchează. Supărat Aca respinge mingea. Priviți reluarea. Oh, ce ușor a fost driblat. Iată șutul în blocaj. N-a fost sens. Aici respinge în centrul terenului. Portarul n-are ce să facă șut din prima și este 1-0 pentru Pandurii Târgu Jiu. Haideți voi să ne revenim. Neira. Oh, lua pe sus Neira. Ivan joacă din prima cu Mațon, avansează, încearcă pentru Ivan, Mațon șutează și el respinge portarul în corner. Iată Craiova, nu renunță nicio secundă. Asta este bine, să vedem centrarea lui Vătăjelul la 11 metri. Din nou Mațon, preluare bună. Mațon pasă, dar nu se dă fault, Nina a fost. Pandurii din nou pe contraatac, pot da lovitura. Mateiu, recuperare bună, pasă pentru Neira, pentru Mațon. Mațon avansează, poate șuta, Mațon o face, din nou intervine senzațional portarul. Doamne, nu-mi vine să cred, un nou șut bun al lui Mațon. Din nou goalkeeperul Pandurilor intervine senzațional. Haideți să revedem reluarea șutului. Iată Mațon, ce frumos șutează, dar goalkeeperul are un reflex senzațional. Haide cu centrare bună, Vătăjelule. Hai cu centrare bună, avem nevoie de așa ceva. Minge înaltă. Nu reușim să câștigăm duelul la cap. Și iată Pandurii iese, încearcă să iasă elegant din defensivă. Neagu, pasă pentru Neira. Bun driblingul lui Neira. Vine și el cu șutul. De această dată puțin pe lângă poartă. Pandurii are mare noroc în această primă repriză. Craiova ratează senzațional. Eu, fără faul, pasă pentru Neira, bară din nou, Neira este senzațional, cum ratează Neira, haide băi Neira!
Neira îți mai dă o singură șansă la o nouă ocazie de genul ratat, out din lot. Doamne, ce ocazie ratează Neira! Cum se ratează singur cu portarul? Craiova se învinge singură, pot spune. Iată recuperare bună a lui Neira. Neira pasă în care Ivan. E 1-1. E 1-1 Craiova. Iată Neira își rescumpără greșeala. Își rescumpără greșeala și Ivan marchează 1-1. Iată îi bagă în boală pe suporterii pandurilor. Derbiul Olteniei. Eroarea portarului. Neira recuperare foarte bună aici. Nici vorbă de fault. Asistentul foarte atent. Mai să dea pasă în offside la Ivan. 1-1 Craiova. E pe val în aceste momente. E pe val în aceste momente. Joacă foarte, foarte bine. Și asta se vede. Iată intervenție corectă a lui Mateiu. Mateiu pasă pentru Neira. Neira în fața lui 2-1. Neira apără din nou Stanca. O nouă ocazie. O nouă intervenție a goalkeeperului Gorjenilor. Neira câștigă duelul, șutează, dar Stanca, intervenție superbă, încă o dată, ce s-ar fi ocupat Andorii fără acest portar? Vătăjelu vine cu o nouă centrare, bună de această dată, 2-1, Neira, iată Neira, gol și pasă de gol, trebuia, jucăm și puțin golf, iată ce face Neira, oh, da. 2-1 pentru Craiova, CSU reușește să întoarcă scorul la Panduri acasă. Centrare perfectă a lui Vătăjelu, vine Neira perfect, Stanca n-are ce să mai facă și scorul este 2-1 pentru CSU. Curelea intră în minge, Curelea se descurcă bine și el, Curelea intră în careu, Curelea e periculos, Curelea șutează, gol! Ce inspirație! Ce inspirație! Curela intră în locul lui Ivan și reușește să marcheze 3-1 în derbiul Olteniei. Craiova conduce pe Pandurii Târgu Jiu. Iată aici Curela pierduse inițial duelul, reușește să câștige. Intră în careu superb, șutează cu piciorul stâng, interior perfect, n-are ce să mai facă. Stanca și este 3-1 și victorie pentru CSU Craiova. Victorie cu siguranță. Domn TNT Spar până la finalul partidei. Nu știu dacă Pandurii mai poate marca. Asta este. A jucat binișor. Și noi am avut oricum și ghinion. Ferfelea, pierde balonul. Arbitrul pune punct final acestei partide. Pandurii Târgu Jiu, CSU Craiova. 3-1, iată. Ho-ho! Descătușarea jucătorilor noștri. Stanca foarte supărat, a avut intervenții senzaționale, dar n-a avut ce să facă. Noi predăm legătura aici de pe Municipal Severin și mergem în studio să vedem clasamentul și celelalte rezultate. Astra Giurgiu 3-1 cu Concordia, Voluntari 1-1 cu Steaua, Dinamo ia bătaie de ACS Poli Timișoara, Viitorul ia bătaie de ASEA. Craiova, iată, urcă pe 5, pe prima poziție, CFR cu maxim de puncte, singura echipă ce are maxim de puncte, 0 puncte Chiajna, 2 înfrângeri, 2 din 2 pentru Chiajna, Viitorul și Pandurii, câte un punct? Trebuie să avem nervitare acum, în aceste partide, nu trebuie să cedăm nicio secundă, ce-i drept, iată, o nouă negociere, să vedem cine este acela. Aici nu avem nimic, scouting report, 72, dar aș fi vrut ceva liber de contract, iată Brinton, nu pot să fac astfel de transferuri, nu-mi doresc așa ceva. Pe noi ne așteaptă o partidă cu ASEA Târgu Mureș, o partidă ce nu e ușoară, ASEA-ul joacă destul de bine, deși are doar un punct. Iată și cel mai bun jucător, să vedem cine ia balonul de aur, cred că Messi, da, Lionel Messi, balonul de aur. Deci o fel de problemă, cred că avem o ofertă pentru Băluță, dacă nu mă înșel, Băluță, doar 1 milion la Tarragona. Da, e 1 milion, nu-l dau, să știți asta, să închid negocierile și aici. Nu știu ce să fac cu Nistor, l-aș fi luat, sincer, pe Nistor, dar n-am bani de el. Adesea, dacă putem să negociem cumva. Chiar nu știu dacă putem. Dar vom încerca. Vom vedea ce va ieși.
Pe noi ne așteaptă o bardă cu ASEA Târgu Mureș pe propriul teren. Până se construiește arena leilor, vom juca probabil pe extensiv. Iată o nouă... Oh, hai că pe el îl dau ca să-l joace și el. N-are rost să stea pe banca de rezerve. Mai bine zis, în afara lotului, partidă cu ASEA Târgu Mureș pe extensiv Craiova. Jucăm împotriva ASEA-ului, împotriva echipei lui Mutu. Lui Țucudean, Mureșan, va fi greu, dar iată plouă torențial la Craiova, ce se întâlnește ASEA Târgu Mureș, venind după victorie la Pandurii Târgu Jiu. Iată, of, Neira, recuperare bună, Ivan, de unul singur Ivan, să vedem ce va face, îi pasează lui Matson, fentă de șut, Matson, ocazie mare, Stâncioiu. N-avea ce să facă, Matson ratează, iată ocazia oltenilor, fentă de șut a lui Matson, dar șutul cu piciorul drept se duce pe lângă poartă și ASEA-ul scapă cu fața curată, foarte multă lume la stadion, pe această ploaie torențială, Stâncioiu greșește pasa, dar Ivan își bate joc de mine. Haide bă Ivane, puteam marca, puteam conduce cu 1-0 acum. Ivan a lăsat mingea să treacă, nu înțeleg de ce. Și ASEA-ul a scăpat cu fața curată, Voiculeț, pasă bună pentru Johnson, Bornescu nu iese. Și este 1-0 pentru ASEA Târgu Mureș, în deplasare, ASEA-ul marchează, Johansson reușește, Bornescu iese prea târziu. Erori în defensivă, ia în loc să marcheze Ivan, să avem 1-0, marchează ASEA Târgu Mureș. Centrare la care n-a urmărit nimeni, Bornescu nu se iasă cu mâine, se cu piciorul. În fine, asta este. Trebuie să ne concentrăm acum. Am reușit să întoarcem scorul cu Pandurii la Pandurii acasă. O echipă mult mai periculoasă după părerea mea. Eu zic că vor reuși și acum pasă pentru Matson. Nu e offside, Matson intră în care. Matson 1-1 rapid. Oltenii marchează. Este 1-1. CSU Craiova egalează ASEA Târgu Mureș. Și iată ce partidă nebună avea. Două goluri în decurs de doar un minut, pot spune. Dar abia a început mingea. Pasă lungă, s-a cerut offside, nici vorbă de așa ceva. Preluarea este superbă. Matson șutează imparabil. Stâncioiu nu are ce să mai facă. Șut în forță în plasa laterală. Și este 1-1. Minutul 11. Craiova. Senzațional, revenire rapidă. Nu știu câtă lume s-a așteptat la o astfel de revenire. Eu, cum am spus, trebuie să ne concentrăm la revenire. Iată, am reușit să mai urc puțin în ea de fund. Ocazie din nou. Iese Mircea Bornescu. De această dată este foarte, foarte bine. Dar dă o pasă greșită. Șutul se duce în afara terenului. Mircea Bornescu, te rog, ai grijă. Te rog, ai grijă de noi, de acest suporter minunat. N-avem nevoie de erori. Iată combinații frumoase. Oh, am cam destabilizat această defensivă. Dacă dătea o pasă lungă pentru Matson, era altceva. Jucătorul golului, pasă pentru Borza cu Voiculeț, Johansson încă o dată, Bornescu n-are ce să facă. E 2-1, iată din nou debut de repriză secundă superbă. ASEA-ul marchează, Bornescu n-are ce să facă. Eu am încercat, am dat să mă arunc cu el. A zis că s-a aruncat diferit față de cum se aruncă portarii de obicei. Iată aici. Iată, vedeți, am încercat. Știam acolo va șuta Johansson, dar Bornescu nu are ce să mai facă. Chiar n-a avut ce să mai facă. 2-1 pentru ASEA Târgu Mureș. Să vedem cum va fi această repriză. Cum o vom gestiona? Matson blocat. Faza nu s-a terminat. Adi Popa joacă cu Neira. Se dă fault și putem și noi fi periculoși la aceste faze. Iată faul dur la Ivan, se putea da cartonașul galben. Eu așa zic. Să vedem cum vom juca. Dumitrașe joacă în pasă cu Neagu. Neagu, Adi Popa, din prima pentru Ivan. Ivan, trecere bună lui Ivan. Șut, gol! O repriză identică, oare? O repriză identică, Ivan marchează. Doamne! Dumitrașe pasă înapoi pentru Neagu, îi pasează lui Adi Popa din prima pentru Ivan, îl face din preluare pe adversar, șutează imparabil, Stâncioiu nu are ce să facă,
Prima repriză. 1-1, marchează ASEA-ul și Craiova egalează imediat, la fel și cea de-a doua, trasă la Indigo această partidă. Ivan, hai Neira, pleacă și tu. Ivan, pasă bună pentru Neira. Neira ajunge la balonoare, da? Da, centrează, bine, Mattson recentrează. Iată-l pe Ivan, lovitura de cap, gol! Gol, dar nu e Ivan. Nu e Ivan, Craiova marchează prin Neagu. Ce revenire, ce revenire, Craiova, senzațional. Ce gol reușește Neagu cu capul, lobează perfect peste Gioiu. Iată Mattson, se pare că până la urmă recentrarea lui Mattson a fost bună. Oh, nu știu dacă se aștepta Stănciu la așa ceva, nici Neagu nu se aștepta la așa ceva. Reușește să câștige duelul la cap aici. Cum să dai atât de prost în mingea asta? Iată-l pe Neagu, se pare că așa a încercat și i-a ieșit superb pe extensiv. Craiova conduce cu 3-2 VSEA Târgu Mureș după ce am fost conduși de două ori în această partidă. Să vedem dacă reușim să ținem de rezultat. Jucător de-a lui ASEA este la pământ, are probleme. Jocul continuă, Borza poate centra. Preferă să intre în careu Borza, dar greșește pasa, Vătăjelu. Se descurcă bine, Mateiu, dă-i drumul la pasă Mateiu pentru Mattson. Mattson din prima pentru Neira. Neira, recuperare bună acestuia, se îndreaptă către 4-2 Neira, are forță de pătrundere Neira. Neira șutează, Stăncioiu intervine senzațional, aleargă Ivan după recuperare, Ivan Gonzalez este și el acolo, duelul Ivanilor. Pablo Brandan se descurcă bine, joacă cu Voiculeț deposedat de Dumitraș, bine că nu l-am dat pe Dumitraș greșește pasa acum, nu nimic. Eu am crezut că va juca cu Mattson, dar n-a fost așa. Voiculeș și Dumitraș, intervenție perfectă a lui Dumitraș și a venit momentul să efectuăm și noi trei modificări. Trei voi face, îl bag pe Zlatinski în locul lui Aca, pe Curelea în locul lui Ivan și pe Nunio Rocea. Nu pe bancă. Nunio Rocea în locul lui Mateiu. N-ar trebui să avem probleme, n-ar trebui să pierdem această partidă. Ar fi mare păcat dacă pierdem această partidă, sincer să vă spun. Eu însă am încredere în băieții mei. Am încredere că putem păstra acest rezultat. Ba chiar noi putem să mai înscriem. Să vedem însă cum vor evolua lucrurile. Uzman în doi, a intrat și el. Uzman, pasă pentru Părvulescu. Părvulescu e periculos. Johansson, aproape de penalti. Iată Dumitraș, recuperare superbă a lui Dumitraș, păstrează mingea în teren, contraatacul Craiovei, Adi Popa, motorul nostru, pasă pentru Neagu, din prima pentru Curelea, e proaspăt, cere mingea Neagu, o primește ocazie de 3-1, Neagu, e 4-2, Neagu marchează, ASEA-ul n-are ce să mai facă, dublă a lui Neagu în această partidă, pasă bună dată de Curelea lui Neagu. Inițial am crezut că Neagu aici va pierde balonul, priviți, intră în interior, aici am crezut că este deposedat, Stăncioiu n-are ce să facă, e 4-2 și Craiova și-a dat drumul la joc după ce pierdem în Iași în urma unei erori și Straton slab. Iată acum reușim două victorii consecutive, una în deplasare la Panduriu, o deplasare extrem de grea și una pe teren propriu cu ASEA Târgu Mureș, care nu este o echipă deloc ușoară. Bornescu respinge senzațional. Haide Rocea, Nunio Rocea e proaspăt, ajunge la balon Nunio Rocea, îl prefer acum pe Curelea. Curelea reușește să recupereze fața lui, 5-2, Curelea, ocazie mare, dar șutul lui Curelea trece puțin pe lângă stâlpul din dreapta apărat de Eduard Stăncioiu. Doamne, aproape Curelea, aproape să marcheze, să o facă așa cum a făcut-o și la Pandurii. Șutul se duce puțin, nu știu dacă Stăncioiu mai avea ce să facă în cazul în care mingea prindea spațiul porții. Am răgușit, băieții ăștia m-au făcut să regușesc, dar aș vrea să răgușesc la fiecare partidă, dar noi să câștigăm. Voiculeț, pasă pentru Pablo Brandan, ultima șansă pentru ASEA de a reduce din diferență, zic eu. Brandan greșește, pasa Bornescu, nu este surprins.
Nu-i surprins Mircea Bornescu de astfel de faze, degajează lung pentru Curelea, perfect, direct pe Curelea, câștigă Curelea duelul la cap, din nou Pablo Brandan. Brandan avansează foarte bine, greșește pasa și se termină partida. Victorie pentru CSU Craiova împotriva ASEA-ului. ASEA-ul le-a condus de două ori, dar Craiova a reușit senzațional revenirea. Iată Neagu felicitat la fel și restul trupei, toți merită aplauze. Pe o ploaie torențială alături de niște suporteri senzaționali, reușim să câștigăm această partidă. Steaua 2-0 cu Iașiul, Dinamo ia bătaie de CFR. CFR în continuare este lider cu maxim de puncte. Noi avem 6 puncte, suntem tot pe locul 5. Asta este bine. Botoșanul cade două poziții. Dinamo și ea e cu Chiajna, încă nu reușește să câștige, la bătaie cu 2-0. Dragilor, eu sunt Xbreaker, haideți să vedem dacă putem să ajungem peste 150 de like-uri la acest episod. Ne revedem data viitoare. Până atunci, toate cele bune, pa, pa și nu uita, un share, un like, un subscribe, nu te costă nimic, pa!